Polițiștii au avut ieri o activitate intensă în trafic în cadrul campaniei Alege Viața și în conformitate cu obiectivele propuse în programul de acțiune al Poliției Rutiere, derulat în perioada 2012-2013. Polițiștii de la rutieră au desfășurat o acțiune preventivă pe raza municipiului Târgoviște și a comunelor arondate pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente de circulație. În cadrul acestei acțiuni, polițiștii au aplicat peste 70 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor însumând 10.800 de lei. În vizorul polițiștilor au fost și pietonii. Totodată, ca urmare a neregulilor constatate, polițiștii au retras un certificat de înmatriculare și au reținut 14 permise de conducere.